Vă mulțumesc! Astăzi este un moment încăcat de emoție. Nu numai pentru elevi, nu numai pentru boboci, pentru cei ce pășesc pentru prima oară în acest liceu. În acest liceu în care, așa cum a spus și doamna director, istoria generează o încărcătură aparte. Încă din 1694. Aș vrea să știți că e unul din puținele licee din care s-a desprins o universitate, Universitatea București. Mai întâi a fost Colegiul Național Sfântul Sava, iar în 1864 Universitatea București. În 1818, pentru cei care nu știți, a devenit prima școală în care s-a învățat în limba română, peste 200 de ani în urmă. Are un trecut încărcat de istorie. Este un lucru admirabil pentru voi toți cei care ați învățat și ați luptat să deveniți elevi în Colegiul Național Sfântul Sava. Puteți fi mândri de acest lucru și trebuie să fiți mândri de faptul că sunteți saviști. Trebuie să le mulțumiți părinților voștri alături de profesori pentru susținerea pe care sunt convins că v-au acordat-o. Deci este un moment de emoție nu numai pentru elevi și profesori, este un moment de emoție și pentru părinți. Ați văzut bine, este un moment de emoție și pentru doamna director și pentru profesori. Este un moment de emoție și pentru mine, vă asigur. Cu exact 40 de ani în urmă, în 1982, eram și eu acolo, în locul Alexiei, cu o foaie de hârtie pe care scria a noua F, clasă de matematică fizică, atunci clasă de mate info acum. Aveți 35 de clase, 25 de clase de mate info, 5 clase de științele naturii și 4 de filologie. Cam asta era repartiția și în urmă cu 40 de ani. Ca dovadă că școala rămâne la fel de atractivă, așa cum a fost în urmă cu peste 100 de ani, așa cum a fost chiar și în perioada 1948-1990, când vreme de 42 de ani s-a numit Liceul Nicolae Bălcescu. Să sperăm că acest nume de început, Colegiul Național Sfântul Sava, va dăinui mult timp de acum încolo și va dăinui nu numai prin această clădire, va dăinui mai ales prin ceea ce veți face voi toți cei care veți absolvi această școală cu mândrie, pentru că este una dintre școlile în care absolut toți elevii de clasa 12-a promovează examenul de bacalaureat. Este întotdeauna în topul școlilor în ordinea mediilor, așa cum a prezentat și doamna director, dar pentru a obține toate astea, trebuie să aveți încredere în profesorii voștri, trebuie să învățați nu neapărat pentru notă, nu pentru notă. Iar noi, cei care avem această răspundere, care vă asigur nu e deloc simplă, nu e deloc ușoară, nu o spun ca să mă plâng, o spun pentru a înțelege că suntem încărcați de această responsabilitate de a reda școlii românești și profesorilor din școlile românești prestigiul pe care îl merită și rolul lor în societate. Se spune că sunt multe schimbări anul acesta. Dragi elevi, în ceea ce vă privește, schimbările sunt minime anul acesta. Vor fi mari, începând cu septembrie anul viitor. Ne dorim să fie mari. Dorim să păstrăm tot ceea ce este bun și să adăugăm alte lucruri care să facă școala mai prietenoasă, care să dea flexibilitate sistemului de învățământ și mă refer și la nevoia de încredere și de lăsarea deciziei mai mult decât până acum în mâna profesorilor, dar și la alegerea voastră, având, spre exemplu, curriculum la decizia școlii și la alegerea elevului, începând de anul viitor, până la 30% din numărul de ore pe săptămână. Anul acesta, o singură noutate, în afară de alternanța firească a perioadelor de învățare cu perioade de repaus, spun firească pentru că dintotdeauna a fost așa, dintotdeauna au fost perioade de învățare, că s-au numit module sau semestre, puțin contează. Au fost vacanțe. În anul acesta, în perioada 22-30 octombrie, veți avea prima vacanță, o săptămână de vacanță, bine meritată, după o lună și jumătate de școală.
După care veți reîncepe școala și veți intra în vacanța sărbătorilor de iarnă. După care, după sărbătorile de iarnă, după ce veți parcurge a treia perioadă de cursuri, veți intra în vacanța de la finele lunii februarie, care anul acesta în România a fost lăsată de asemenea la decizia inspectoratelor școlare, în a doua, în a treia sau în a patra săptămână din februarie. Ați ales aici să fie în a patra săptămână din februarie, în ultima săptămână din februarie. Foarte bine. E important să aveți dreptul de a alege, e important să puteți alege. A patra perioadă de cursuri până la sărbătorile pascale, iar după sărbătorile pascale intrați în cea de-a cincea și ultima perioadă în care veți avea o medie anuală încheiată. Profesorii aici de față sunt convins că știu mult mai bine decât mine, decât oricare dintre noi, să realizez o evaluare ritmică, fără o presiune excesivă pe voi, în așa fel încât la finalul anului să aveți o medie generală. Alte schimbări nu sunt anul acesta, poate. Săptămâna verde, care este o perioadă dedicată acțiunilor de mediu, și o spun cu toată răspunderea, la toate întâlnirile Ministrului Educației din Europa, România este apreciată pentru această inițiativă de a susține educația pentru mediu. Este o provocare. Vedem bine, chiar și în momentul în care organizăm această întâlnire. Partea de coordonare, de coerență a organizării educației este o mare provocare. Nu suntem încă obișnuiți să fim atât de eficienți încât să împlinim așteptările voastre, ale elevilor, ale dumneavoastră, ale părinților și nici ale profesorilor. Dar printr-un cadru legal nou, prin mecanisme eficiente, vom reuși să ne coordonăm mult mai bine decât până acum. Micile erori de coordonare, vedeți foarte bine, sunt vizibile peste tot. Pentru organizarea acestei săptămâni dedicate mediului, va fi nevoie de coordonare, va fi nevoie de colaborare cu autorități. Mă bucur că, în încheiere, că pot să transmit și mesajul de mult succes în anul școlar 2022-2023 din partea unui alt absolvent al Colegiului Național Sfântul Sava. Colegul meu, ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, absolvent de Sfântul Sava. Mă bucur că este prezent domnul general Berechet, care va transmite pe scurt și mesajul ministrului de interne. Mă bucur că sunt și colegii mei, Florin Lixandru și Florentina Costea. Florin Lixandru este directorul cu concurs al Colegiului Național Sfântul Sava. Dragi elevi, să știți că domnul secretar de stat este împreună cu doamna director cel care, atunci când își va încheia rolul de secretar de stat, va reveni director al acestui colegiu, iar doamna Florentina Costea este reprezentantul Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Am început cu profesorii pentru că sunt cei mai importanți. Un mesaj de încurajare pentru